nu este o misiune de soare. De fapt, este, așa cum considerăm noi, de un concurs foarte internațional pentru echipele universitare. Este un instrument educațional extrem de puternic, care se bazează pe trei lucruri. Pe provocare, pe inovație și pe teamwork, adică lucru în echipă. Noi am pregătit prezentarea în engleză și acum facem efortul să o trecem în limba noastră. Pe scurt, acest concurs a fost gândit de către Departamentul Energetic de Stat al Statelor Unite ale Americii și, de fapt, ridică o mare provocare echipelor participante, și anume provocarea de a construi, de a proiecta și de a construi o casă solară care să fie eficientă din punct de vedere energetic, economic, să fie atractivă și să fie ușor de utilizat. Sigur că, pe lângă scopurile foarte exacte ale competiției, mai există și dorința de a educa studenții și de a împinge să descopere soluții interesante în care să folosească energiile solare și, în același timp, să demonstreze publicului general că asemenea case pot fi extrem de atractive și de accesibile ca preț. Pe scurt, ce trebuie o echipă să facă în cadrul acestui concurs este să construiască o casă solară pe care să o transporte și să o monteze în 10 zile la o locație de desfășurare a competiției, unde, timp de o lună, va participa într-un concurs pe 10 domenii diferite, alături de celelalte echipe participante. După cum vă puteți vedea și pe slide, aceste probe la care participă dânde și denumirea de solar Decathlon sunt interdisciplinare, ating de la aspecte legate de arhitectură, urbanism, construcții, până la aspecte legate de comunicare și de, să zicem, partea economică și așa mai departe. Este foarte interesant de știut că până acum s-au desfășurat 8 ediții din acest concurs și am numărat un total de 112 echipe universitare participante și numai mult de 17.000 de participanți în sine. Este un eveniment cu o amploare extraordinar de mare. Ultima ediție care s-a desfășurat a avut loc în septembrie 2012 și timp de o săptămână de expoziție a reușit să adune peste 10.000 de vizitatori. În același timp, aceasta a fost prima ediție în care o echipă din România a participat ca participant de plin și o să las pe colegul meu să vă vorbească mai mult despre echipa Prisma. Ceea ce vedeți acum în poză nu este casa solară pe care am construit-o. În urmă cu 2 ani, dacă ați întrebat pe oricine ce este Prisma, v-ar fi spus că este elementul din fața caselor tradiționale românești. Acum însă răspunsul se poate să se fi schimbat. Pentru că Prisma, așa cum spunea și mie, dacă este prima echipă românească care a participat la solar de Catron din Europa. În septembrie 2012, la Madrid, a avut o competiție, dar echipa a început cu mult timp înainte. În august 2010 a luat naștere în București, iar de-a lungul timpului au trecut prin echipă peste 100 de studenți și profesori de la 4 universități mari din București. Aici mă refer la arhitectură, construcții, politehnică și alte. Fiind o echipă multidisciplinară, am învățat foarte mult unii de la alții și această experiență pot să zic că ne-a schimbat. Pe mine m-a schimbat personal. Eu vă vorbesc acum în calitate de student team leader de la Prisma, iar în câteva minute să vă vorbesc în calitate de project manager al echipei care participă la ediția din 2014. Lucrând atât de mult cât am lucrat noi, am învățat foarte multe lucruri. Ne-am învățat orizontul, am învățat să privim problemele din mai multe puncte de vedere. În același timp ne-am și pregătit pentru viața post-universitară în timp ce eram încă în facultate studiind. Toată partea aceasta de relaționare cu interdisciplinară ne-a ajutat într-un mod benefic. Ce de mai bine că m-ai dat? Nu a fost totul atât de frumos și drăgăstos pe cât ar putea părea. A fost peste 45 de tineri la finalul în care am lucrat. Dar după 2 ani de muncă intensivă,
defensivă, am ajuns în situația în care cu 3 zile înainte de plecarea la Madrid nu strânsesem bani pentru deplasare. Iar acesta este un lucru în care cred că a făcut să ți se întâmple. Mai mult decât atât, am mers timp de 3 zile pe drum cu autocarul fără oprire, lucru deloc confortabil, și pe toată perioada competiției am trecut printr-un stres continuu și am fost cu unei presiuni foarte mari. Dar cu toate acestea a fost o experiență extraordinară și am iubit fiecare parte din acest proiect. Aceasta este Prispa, cea care a ajuns la Madrid. Aceasta a fost prima inițiativă educațională de acest gen din România. Practic, studenții ajutați de către profesori și companii au lucrat împreună pentru a crea o casă incredibil de eficientă energetică care funcționează pe energie solară. Și ne-am descurcat destul de bine. Din 20 de echipe, din 15 țări de pe tot globul, am luat locul 2 la eficiență energetică. Și mai mult am luat locul 4 la bilanț energetic, locul 2 la alegerea publicului și în clasamentul general am fost situați pe poziția 9. Ceea ce cred că este un lucru destul de bun pentru o echipă românească. Noi încă de la început ne-am dorit să schimbăm percepția aceasta asupra sistemul educațional din România și asupra lucrurilor pe care noi le putem face. Acesta este interiorul casei Prispa. Stând timp de 5 săptămâni la Madrid pe toată durata competiției și cunoscând peste 500 de studenți și profesori din toată lumea, a fost o experiență incredibilă pentru noi, pentru că am învățat despre alte culturi, am putut întâlni oameni care erau pasionați de aceleași lucruri de care eram și noi pasionați, să vedem ce probleme l-am întâmpinat, ei cum le-am rezolvat și care este, practic, stilul lor de viață. Chiar atât. Mulțumesc. În vechi. Prisma a fost ediția din... a participat la Solar Decathlon 2012, ediția ce a avut loc la Madrid. Acum, în 2014, are loc următoarea ediție de Solar Decathlon și va avea loc la Versailles. Acum îi voi da la microfonul cu reprimeu mie, dragi, să vă povestească despre Arctic. Mulțumesc frumos că mi-ai pasat microfonul. Aptim este un grup de studenți pasionați care lucrează cot la cot cu profesorii lor pentru a participa la Solar Decathlon Europe 2014 de la Versailles. Suntem un grup care reprezentăm atât Universitatea Politehnică din Timișoara, cât și Universitatea de Vest din Timișoara, iar activitatea noastră atinge toate barierele, să zicem, structurii academice. Într-adevăr, după cum a spus și Mihai, apetitul către această competiție ne-a fost deschisă de o campanie extrem de eficientă, campanie de promovare pe care echipa Prispa a avut-o peste tot prin țară. Rezultatul acestea a fost ca în decembrie 2013, aproape, sau nu, de fapt, toate școlile de arhitectură din facultate să aplice pentru câștiga dreptul de a participa la ediția din 2014 din Versailles. Din fericire pentru unii sau din nefericire pentru ceilalți, doar două echipe românești s-au calificat, dintr-un total de 44 de candidaturi din toată lumea. Este foarte interesant de știut și în același timp un lucru cu care putem să ne mândrim, suntem printre puținele țări care avem doi, mai puțin de fapt, de un reprezentant la această competiție. Ceea ce cumva denotă spiritul, să zicem, inovator al poporului nostru și asta o spune un om care este de jumătate secol. Deci luați-o ca un compliment. În același timp am descoperit că și în alte echipe care participă aici există componență românească. Aptim, de fapt, pornește către drumul spre Versailles cu dorința de a oferi o rezolvare a unei mici bucăți din istoria noastră națională. Și anume, în perioada comunistă, de dinainte de 89, dacă vreau să o numim altfel ca să nu jeneze pe nimeni, s-au dezvoltat foarte multe cartiere de locuință colectivă,
care în momentul de față găzduiesc aproape 60% din populația urbană din România. Aceste clădiri au fost gândite într-un sistem din panouri mari prefabricate, care să le permită să fie extrem de eficiente din punct de vedere economic, să le permită să fie flexibile și să poată fi impusă în operă rapidă și să se poată transporta ușor. Pe scurt, cam ceea ce ar trebui casele noastre în cadrul competiției să asigure. Noi pornim, de fapt, și punctăm, de fapt, ideea următoare. Datorită caracterului de repetabilitate pe care îl putem întâlni în asemenea cartiere, precum și datorită lipsei de facilități publice, aceste cartiere nu susțin suficient caracterul comunitar al locuirii în asemenea mediul urban. Prin urmare, am pornit cu dorința de a găsi o întrebare la problema ce se va întâmpla cu aceste locuințe în 20 de ani. Se vor demola, iar populațiile, comunitățile deja existente vor fi relocate. Noi credem că nu. Venim și spunem că, de fapt, vom genera o nouă formă de locuire în mediul urban, o formă contemporană cu stilul de viață românesc, în așa fel încât aceste comunități să devină comunități cu adevărat sustenabile, eficiente energetic și care să pot funcționa fiind alimentate doar către soare. După cum vedem, problema nu se aplică doar în Timișoara, se aplică în absolut toată țara. Prin urmare, strategia noastră, la sfârșit, va avea un impact extrem de mare și va putea schimba în semnificativ felul în care locuim în orașe. Orice studenți care participă, deoarece ei vor avea ocazia să învețe prin lucru practic, prin munca în echipă și, în același timp, să învețe încă din perioadele formative ale procesului educațional să colaboreze cu alte discipline. În același timp, credem că, și de fapt venim cu propunerea noastră, în continuare unor proiecte de cercetare care au fost dezvoltate în universitățile noastre, cu ideea că, de fapt, noi vom învăța prin inovare, și anume prin faptul că facem ceva nou. Pe lângă, să zicem, caracterul de învățăcei pe care avem în demersul nostru, avem și o responsabilitate foarte mare, și anume aceea de a atrage atenția asupra problemelor sustenabilității în cadrul publicului larg. Mai mult decât atât, având în vedere că vorbim deja cu niște comunități existente și formate, bine studiate între ele, ne asumăm rolul de a informa aceste comunități cu privire la problemele contemporane în locuire și cu privire la problema consumului energetic. Și vreau să vă dau un simplu exemplu. Am decis să nu facem diferență între grupele de vârstă. Acesta este un prim eveniment care a avut loc acum câteva zile, în care efectiv am organizat o mică lecție despre ideea de sustenabilitate în mediul urban cu copiii din cartier. Și am fost extrem de mirați și de surprinși de soluțiile pe care ei au dat la problema pe care am ridicat-o. Dacă vă uitați, sunt niște soluții extrem de ingenioase și de vizionale. Și cred că avem chiar foarte multe de învățat de la copiii noștri care sunt cu mintea foarte lipidă. Dacă vă uitați, se tratează probleme extrem de discutate în ceea ce privește sustenabilitatea sau dezvoltarea durabilă, mobilitatea în mediul urban. Unii au găsit chiar și soluții de reutilizare a unor spații nefolosite, cum ar fi terasele blocurilor, pe post de circuit de curse de mașinuțe. Au atins chiar și problema iluminatului natural în asemenea blocuri și, bineînțeles, au avut un aport, sau mă rog, o viziune destul de interesantă cu privire la funcțiunea pe care o putem regăsi în asemenea blocuri. Credem că putem să oferim o soluție pentru o viață mult mai bună în asemenea blocuri și ne luptăm pentru lucrul ăsta. Îți pasez. Revin un pic la Prispa. Eram în octombrie 2012, pe final, cu câteva zile înainte să ne întoarcem în România cu prototipul. Eram în perioada care aproape strânsesc în toată casa și, în timp ce eram toți la masă cu toată echipa, o colegă, Oana, a întrebat
acum foarte serios cine are de gând să ducă povestea mai departe și cine vrea să continue pentru ediția din 2014. După circa 3 secunde am ridicat mâna și m-am bucurat să văd că am mai făcut-o încă alte 5 persoane. Împreună, cei 6, am scris propunerea tehnică pentru Solar Decathlon Variable ediția din 2014. Am făcut acest lucru pentru că ne simțeam mare fundatori față de studenții care aveau să ne calce pe urme și care urmau și urmează să beneficieze de aceleași experiențe de care ne-am avut parte. Și lucrând foarte mult și dedicându-ne foarte mult acestui proiect, poate uneori chiar în detrimentul facultății, pe 21 am primit verdictul de la Versailles, am fost acceptați între cele 20 de echipe finaliste, cele care vor participa la competiție. Și a fost un sentiment extraordinar, pentru că am reușit ce ne-am propus, eram un pic panicat pentru că știam ce urmează și ce ne așteaptă în continuare, dar cu toate acestea eram nerăbdător să începem experiența din nou. La momentul actual suntem o echipă de 40 de tineri de la aceleași facultăți din care am făcut parte și la FISPA, arhitectură, construcții, politehnică și arte și suntem toți nerăbdători să...
Încă în două cuvinte, în 2010 foarte puțini auziseră despre Solar Decathlon, în 2012 cu Prisma au auzit și mai mulți oameni, acum pentru că la Versailles vom merge două echipe, sperăm ca și mai mulți oameni să audă de conceptul de Solar Decathlon și ceea ce vrem noi foarte tare să rețineți este că având încredere în voi și aplicând ceea ce doriți să faceți, puteți realiza orice și că este în regulă să vă fie frică, dar acționați și nu uitați chestia asta. Vă mulțumim!